Buongiorno a tutti, ovviamente io sono molto felice di essere qui di nuovo. Tuturor, eu sunt, bineînțeles, foarte fericită să fiu din nou aici. E soprattutto per aver partecipato a questo ambizioso e bellissimo progetto. Și mai presus de toate, de faptul că am participat în acest ambițios proiect. Quindi ringrazio Angela e la sua strutturata e efficiente organizzazione. Așadar, mulțumesc Angelei și echipei sale bine strutturate. E quindi ovviamente tutti quelli che hanno partecipato a questi risultati così importanti. Și bineînțeles tuturor celor care au participat la aceste rezultate importante, la obținerea acestor rezultate importante. Perché quando ci siamo conosciuti nel 2009, forse non pensavamo di arrivare qui oggi. Pentru că atunci când ne-am cunoscut în 2009, poate nu ne gândeam că vom ajunge aici astăzi. Però con la dedizione e il lavoro e la fatica anche a volte di tutti quanti siamo arrivati proprio qua. Dar cu multă dedicare, cu muncă și chiar cu eforturi uneori am ajuns cu toții aici. Questo è un progetto finanziato dalla comunità europea che deve essere preso di esempio anche da altre esperienze, da altre attività simili. Acesta este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care trebuie dat exemplu și altor instituții și organizații. Per i risultati che ha ottenuto e anche per la contaminazione che sicuramente ha avuto in tutto il paese. Pentru rezultatele pe care le-a avut și chiar și pentru la difuzione. Pentru faptul că a fost extins la nivel național, pentru mare difuzare a rezultatelor. Quindi i risultati non sono solo quelli che vediamo qui in questa sede, ma anche quelli che vedremo in futuro. Deci rezultatele nu sunt doar cele pe care le vedem astăzi aici în acest sediu, ci și cele pe care le vom vedea în viitor. Sempre per lo sviluppo dell'economia sociale. Întotdeauna pentru dezvoltarea economiei sociale. Che non può non aver bisogno del partenariato fra pubblico e privato. Care nu poate să nu aibă nevoie de parteneriatul între public și privat. E quindi tutte le anche buone intenzioni che ho, le necessità che ho sentito questa mattina e i problemi dovranno essere risolti. Așadar, toate problemele și nevoile de care am auzit până acum trebuie să fie rezolvate. Da quelli tecnici a quelli politici. Cele tecnice până la cele de ordin politic. Noi abbiamo potuto contribuire in minima parte, speriamo di aver fatto del nostro meglio. Noi am contribuit într-o parte minimă, dar sperăm că am făcut tot posibilul să contribuim. E speriamo di poter lavorare ancora insieme. Și sperăm să putem lucra în continuare împreună. Vi auguro altrettanto successo e vi urez mult succes și vă mulțumesc.